am onoarea să privesc și să analizez emisiunile postului Alfa și Omega. Impactul acesta este extraordinar, pentru că, din nefericire, mediul creștin se sperie de ceea ce înseamnă puterea a treia, puterea mass media. Însă atunci când în mass media se vestește cuvântul lui Dumnezeu, se promovează adevărurile eterne, se mișcă lucrurile. Iar cei de la Alfa și Omega asta fac, mișcă lucrurile, puțin câte puțin, și iată că de atâția ani, postul acesta, prin credință, transmite oamenilor fabuloasa veste bună. Dumnezeu să vă binecuvânteze ca familie, Dumnezeu să vă binecuvânteze ca echipă și să fie prosperitate în ceea ce înseamnă emisiune și mai ales în ceea ce înseamnă implicarea dumneavoastră. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.